Spunem bun venit tuturora în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, unde avem ocazia să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să împărtășim gânduri, nu gânduri omenești, nu neapărat, știri sau informații care să le putem găsi până, pe orice pagina unei reviste sau unui ziar, ci gânduri din partea lui Dumnezeu pe care le găsim pe paginile Scripturii. Și pentru această primă parte, în această dimineață, aș vrea să deschidem, pentru cei ce aveți Biblie la dumneavoastră, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, și vom citi de la versetul 14 la 23. Evanghelia după Marcu, capitolul 7, de la versetul 14 la 23. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Urmărind aceste versete citite, ideea sau titlul mesajului care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață ar fi acesta: păcatul, adevărata problemă a omului, sau adevărata problemă din inima omului. Vedeți dumneavoastră, contextul celor spuse de Domnul Isus Hristos era un context deosebit de interesant, pentru că seamănă în mare măsură cu ceea ce se întâmplă și în vremea noastră de astăzi. Contextul în care Domnul Iisus Hristos spune aceste cuvinte pe care noi le-am citit este un context într-o discuție mai largă cu fariseii și cu cărturarii din vremea sa, cărturari și farisei care puneau mare accent pe modul exterior în care, de manifestare al omului, modul în care, aveau grijă să se spele, aveau diferite ritualuri. Dacă citim în versetul 3, versetul 4 din același capitol, farisei și cărturari aveau modul acesta de a pune accentul pe lucrurile exterioare, care socoteau ei că îl face pe om aduce pe om mai aproape de Dumnezeu și cumva îi creează o neprihănire omului. Și Domnul Iisus, prin ceea ce ne spune în cuvintele pe care le-am citit, tocmai încearcă să corecteze această optică greșită și această concentrare prea mare pe lucrurile exterioare, încercând să ne pună, să ne focalizăm atenția spre lucrurile interioare, care sunt mult mai importante decât cele exterioare. De ce spun că contextul de atunci seamănă în mare măsură cu ceea ce se întâmplă în vremea noastră? Astăzi sunt campanii foarte mari în ceea ce privește alimentația omului. Sigur, este un paradox. O mare parte din populația lumii nu are ce mânca, trăiește într-o sărăcie lucie și de-abia reușește să aibă parte de o masă pe zi, dar vorbind de lumea așa zisă civilizată, lumea pe care o cunoaștem noi, în care trăim și noi, există, așa cum spuneam, campanii în care se finanțează cu bani grei și încearcă să se promoveze stilul de viață sănătos. Și toată atenția și toată concentrația concentrarea tuturor eforturilor se referă la cum să ne păstrăm un trup sănătos, cum să avem un stil de viață sănătos, prin, eu știu, încearcă oamenii să promoveze produsele ecologice, produsele bio, au început oamenii să încerce să elimine din consum, eu știu, alimentele care conțin diverse aditive alimentari sau, așa cum cunoaștem noi, celebrele euri. Eu știu, înlocuiește omul din dietă anumite tipuri de carne sau alții renunță total la acest consum. Sigur, toate aceste lucruri nu zic că sunt lucruri rele sau sunt lucruri bune, dar problema care o văd este că există un mare interes și se concentrează toate eforturile doar în ceea ce privește exteriorul, uitând că adevărata problemă a noastră, a omului, nu reprezintă doar cât de bine sau cât de sănătos mâncăm, ci este înăuntru nostru, este în inima noastră. Vedeți dumneavoastră, o alimentație corectă și sănătoasă și echilibrată este, dacă vreți, sau poate rezolva o problemă temporară, limitată. Oricât de bine ai mânca, oricât de atent ai fi la ceea ce mănânci, tot vei muri. Mai mult de 70-80, dacă Domnul îngăduie, poate 90 de ani, nu vei trăi. Și atunci, de ce atât efort, de ce doar preocupare pentru ceea ce este trecător și ceea ce este veșnic, adică sufletul nostru, să-l ignorăm? Să ignorăm problemele cu adevărat acute și stringente din viața noastră. O alimentație incorrectă, așa cum spuneam, sau un stil de viață nesănătos, sau tot ce ține de exteriorul nostru, poate duce în cel mai rău caz la o boală în trup, pe care uneori o poți trata sau uneori chiar vindeca în urma unui tratament, dar problema păcatului din viața omului nerezolvată îți aduce întinăciune în viață și apoi îți aduce moarte, care înseamnă despărțire veșnică de Dumnezeu. Spune Apostolul Iacov în epistola sa, în capitolul 1, cuvintele acestea: fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta, când a zămizlit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. De ce spuneam, și am dat și titlul, pentru că ajuta și de ceea ce spunea Domnul Isus în aceste versete, păcatul este adevărata problemă cu care se confruntă omul, pentru că păcatul aduce moartea în viața omului. Și moartea nu se referă doar la trupul acesta, pentru că, așa cum spuneam mai devreme sau mai târziu, cum spunea și poetul nostru național, cu moarte toți suntem datori, dar moartea, când spune aici cuvântul că păcatul aduce moartea, înseamnă despărțire veșnică de la fața lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, Domnul Iisus se vede nevoit să aducă această corectare de optică în ceea ce privește preocuparea excesivă de lucrurile exterioare și să ne ajute să înțelegem problema de fond a noastră a omului, și încearcă să corecteze ceea ce fariseii și cărturarii puneau accent în vremea sa, și din nefericire sunt mulți și astăzi, așa cum spuneam, care pun accent mai mult pe lucrurile acestea exterioare decât să fie preocupați de problemele reale, problemele adevărate ale sufletului lor. Și Domnul Iisus corectează toate aceste confuzii și transmite câteva idei clare, foarte radicale și chiar revoluționare pentru cei din vremea lui, deseori ignorate și necrezute, însă și de mulți din semenii noștri astăzi și, de ce nu, poate de mulți dintre dumneavoastră care sunteți în locul acesta până în ziua de azi. Un prim lucru care aș vrea să-l observăm din ceea ce spune Domnul Iisus și care se referă la această problemă pe care o are omul, și anume problema păcatului, este sursa sau corectarea și înțelegerea care este sursa păcatului din viața omului. Spune, dacă ne uităm aici, contextul, așa cum spuneam, oamenii, vorbind despre păcat, se uită la mâini murdare, se uită la mediu murdar, de aceea ei simțeau nevoia ca ori de câte ori, eu știu, mâncau, trebuia să se spele. Mergeau undeva la piață, se atingeau, eu știu, de alți oameni, simțeau nevoia să se curețe. Întotdeauna oamenii, vorbind despre păcat, se uită la lucrurile exterioare și vorbesc despre mâini, mediu sau, eu știu, societate murdară. Când vorbește însă despre păcat, Domnul Iisus Hristos vorbește despre un interior sau despre o inimă murdară. Înțelegeți diferența? Spune Domnul Iisus în versetul 15, afară din om nu este nimic care intrând în el să-l poată spurca sau să-l facă necurat, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Problema păcatului nu este dată de mediul în care omul trăiește. Sigur, poate fi influențată. Problema păcatului nu este dată de nivelul educației pe care îl avem. Sigur, poate influența într-un anumit grad. Problema păcatului este o problemă din interiorul nostru și aș vrea să citesc un verset din cartea Geneza ca să înțelegem că încă de la început problema aceasta a păcatului a fost o problemă de inimă, o problemă din interior și spune cuvântul în cartea Geneza la capitolul 6, versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Dumnezeu a văzut că problema la om nu este mediul în care el trăia, pentru că ar fi schimbat mediul. Dumnezeu a văzut că problema era în inima omului. A văzut că inima, așa cum spune aici cuvântul, în fiecare zi are această problemă a păcatului în ea și îl face pe om să se îndrepte spre rău. Avem noi deseori și deseori auzim exemplul acesta al copilului mic. Abia născut, învață să meargă, învață să vorbească și nu e așa părinții, poate credincioși. Niciodată nu i-au zis să mintă, niciodată nu l-au învățat cum să mintă. Și atunci când la vârsta poate de 2 ani, 2 ani jumate, când abia începe el să realizeze cum stau lucrurile, îl auzi că spune minciună. Cine l-a învățat pe el? Mediu? Nu, păcatul este unde? În inima lui. Avem o natură păcătoasă cu care ne naștem, o natură care mai târziu ne ajută, dacă vreți, între ghilimele, să facem alegeri păcătoase. Credința greșită a multora este că, în general, omul este bun, inima omului este bună. Dar știi, mediul, societatea, sistemul, este la modă să dai vina pe sistem și așa mai departe. Găsește omul scuze la păcat. Și Domnul Iisus ne spune astăzi că ceea ce este din om, aceea îl face necurat, de fapt. Problema este înăuntrul nostru, a fiecăruia în parte, a celor care n-am rezolvat problema aceasta a păcatului. În Ieremia, profetul de odinioară spunea, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Un prim lucru care aș vrea să-l conștientizăm fiecare dintre noi este acesta. Sursa păcatului sau marea problemă a păcatului nu este în afara noastră, ci este înăuntrul nostru. Și aceasta, dacă vreți, este, ar trebui să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi, asemenea unui bolnav, care nu trebuie să se teme atunci când aude despre o boală incurabilă că se află în jurul lui și poate este afectat un semen de-al său, este afectat, eu știu, un apropiat drag și atunci când află că este el însuși atins de această boală, nu e așa că devine neliniștit? Și aș vrea ca gândul acesta să vă neliniștească pe toți aceia dintre dumneavoastră care n-ați rezolvat problema aceasta a păcatului. Păcatul este o problemă ce ține de inima dumneavoastră. Nu ține de mediul în care trăiți, nu ține de cât de multe știți sau cât de puține, nu ține de nivelul educației dumneavoastră, ci ține de cum este inima dumneavoastră. Un al doilea lucru care aș vrea să-l vedem apoi, urmărind ceea ce ne spune Domnul Iisus, după ce vedem că sursa sau ceea ce unde trebuie să ne focalizăm atenția, unde trebuie să ne uităm, este lăuntrul nostru, pentru că de acolo, acolo există păcatul care iese în afara sau se manifestă în afara noastră. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem după ce am văzut sursa păcatului este natura păcatului. Vedeți dumneavoastră, este clar că ideea și perceperea omului față de păcat este total diferită de cele mai multe ori de perceperea lui Dumnezeu a ceea ce înseamnă păcat. Omul spune că păcatul este un accident. Dom'le, s-a întâmplat. S-a întâmplat, dom'le. Pe când Dumnezeu vine și spune că păcatul este o alegere. Nu este ceva întâmplător. Nu este un accident. Omul spune că păcatul este o slăbiciune. N-am putut. Dom'le, o slăbiciune. Dumnezeu vine și spune că păcatul este o nelegiuire. Nu este o slăbiciune, este o nelegiuire. Omul vine și spune că păcatul nu este mare lucru. Aceea am spus și o mică minciună. Am luat și eu un mic lucru. Ce mare lucru am făcut? Dumnezeu vine și spune că păcatul este o tragedie pentru care urmări veșnice. Acel lucru banal, cum îl numim noi. Așadar, pentru a înțelege punctul de vedere al lui Dumnezeu care contează, aș vrea să vedem și să înțelegem natura păcatului prin trei caracteristici ale păcatului pe care le putem desprinde din versetele pe care le-am citit. O primă caracteristică este aceasta, că păcatul este o problemă spirituală și nu una fizică. Spune Domnul Iisus, nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, în sufletul lui, ci în pântece și apoi se dat afară, versetul 18 și 19. Așadar, un prim aspect este acesta, păcatul este o problemă spirituală și nu una fizică. Și este important să înțelegem lucrul acesta, pentru că dacă păcatul este o problemă spirituală, înseamnă că și rezolvarea lui nu va depinde sau nu constă în lucruri fizice pe care noi să le facem. Înainte de a mai spune câteva cuvinte, aș vrea să fac o paranteză și să atrag atenția. Sunt foarte mulți astăzi care iau versetul 19 și abuzează de el și spun, domnule, înseamnă că ai voie să te îmbui cu mâncare cât vrei, ai voie să consumi alcool cât vrei, ai voie să iei droguri de o natură sau de alta cât vrei, pentru că așa spune aici, nimic din ce intră în om nu-l spurcă. Atenție! Să nu scoatem acest verset din contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește aici. Domnul Iisus Hristos nu vorbește aici despre o alimentație corectă, despre cum să fim sănătoși din punct de vedere al alimentației, ci Domnul Iisus Hristos vorbește aici, contextul este cel al curăției, al sfințeniei. Și sunt alte locuri din Scriptură care reglementează foarte clar și cum trebuie să stăm cu consumul de alimente, cât de mult să abuzăm sau nu de ele, ce atitudine să avem față de consumul de alcool, de droguri sau de alte lucruri, atunci când Scriptura spune foarte clar că trupul acesta nu este al nostru. În 1 Corinteni 6, versetul 19 și 20 se spune că trupul nostru trebuie să fie și este templul Duhului Sfânt. Și trupul nostru nu mai este al nostru, nu putem să facem noi ce vrem cu el. Dar închinzând paranteza și revenind la ceea ce spuneam, problema păcatului este o problemă spirituală. Este o problemă care ține de sufletul nostru. Câți dintre noi suntem conștienți de lucrul acesta și încercăm sau am fost preocupați de lucrul acesta? Spuneam la început că există preocupare din partea multora dintre noi. Ne uităm pe etichetele când cumpărăm cât un produs alimentar, stăm minute întregi să citim, nu cumva să depășească numărul de calorii, nu cumva să depășească, eu știu, numărul de carbohidrați sau de alte substanțe, de proteine și așa mai departe. Dar cât de preocupați suntem de ceea ce se află în interiorul nostru? De cât de curat este sufletul nostru? De cât de curată este inima noastră? Spune apoi mai departe Domnul Iisus un alt lucru din care desprindem o a doua caracteristică a păcatului, și anume că păcatul este o problemă internă care ne afectează din punct de vedere al sufletului nostru și nu una externă. Spune cuvântul în versetul 20, ce iese din om, aceea îl spurcă pe om sau îl face necurat. Ceea ce îl face pe om necurat sau păcătos nu este mâncarea pe care o mănâncă, nu este modul în care mănâncă, ci ceea ce iese din inima lui, ceea ce lasă să se manifeste în viața sa datorită a ceea ce este în inima lui. Spune cuvântul în Cartea Proverbe, capitolul 4, versetul 23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Vedeți dumneavoastră, sunt foarte mulți oameni care încearcă și dânsi să fie oameni morali și încearcă să umble la efectele păcatului din viața lor sau să diminueze sau să limiteze într-un fel manifestările păcatului din viața lor. Însă deseori toate acestea duc la faliment. Și nu deseori, în totalitate toate aceste încercări va duce la faliment. Pentru că este același lucru ca și când, de exemplu, dacă plecând din locul acesta, fiecare dintre noi am merge la casele noastre, am deschide ușa de la intrare și am vedea că am fost inundați. Și este apa, să zic, de 2-3 centimetri. Și în loc să alergăm repede la baie sau la bucătărie să vedem care conductă s-a spart sau care robinet a cedat și să oprim întâi sursa de inundare și apoi să încercăm să strângem cu mopul apa, ne-am dus doar și am încercat să strângem cu mopul apa care ne-a inundat, fără să oprim sursa care a produs acea inundație. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește păcatul în viața omului. Oricât de mult am încercat să limităm sau să anulăm efectele sau manifestările păcatului din viața noastră, ne încercând să scăpăm de păcatul însuși din viața noastră, totul va fi un eșec. De aceea, repet, cea de-a doua caracteristică, păcatul este o problemă internă care trebuie rezolvată. Nu e una externă, nu doar a ceea ce vedem noi. Ceea ce vedem noi poate fi doar efectele, pot fi doar manifestările lui păcatului din viața noastră. Dar, repet, problema cu adevărat se află în interiorul nostru și trebuie rezolvată. Și am văzut păcatul, deci este o problemă spirituală, nu una fizică. Păcatul este o problemă internă, nu una externă. Și în al treilea rând spune Domnul Iisus, prin starea de vorbă care o are cu ucenicii ulterior, păcatul are diverse manifestări, dar are un singur rezultat. Are diverse manifestări, dar are un singur rezultat. Spune sau conchide în versetul 23 cu aceste cuvinte: toate aceste lucruri rele care sunt cuprinse în versetul 21 și 22, toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Cu alte cuvinte, indiferent câte păcate sau ce păcate sunt în viața ta, duc la un singur rezultat: te fac necurat. Și așa cum aminteam versetul din Iacov, păcatul acela îți va aduce moartea. Și păcatul acela sau păcatele acelea îți va aduce depărtare veșnică din prezența lui Dumnezeu. Sigur că lista aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă de la versetul 21 și 22 nu este una exhaustivă, ci este doar o listă care să ne facă să înțelegem, așa cum spuneam, diversitatea păcatului, domeniile diverse în care poate fi atinsă viața noastră, inima noastră de acest flagel al păcatului. Și aș vrea să trec foarte rapid prin această listă pentru a putea conștientiza în mintea și în inima fiecare dintre noi că păcatul nu este doar o chestiune așa în care poți să scapi de ea, poți să mergi cu ea mai departe. Nu, această problemă trebuie rezolvată, pentru că, așa cum spune Domnul Iisus, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om sau îl fac necurat. Și începe Domnul Iisus această listă cu gândurile rele. Gândurile rele. Mai înainte ca orice păcat să devină o faptă, să devină o acțiune, există un gând rău pe care îl ai în mintea ta, în inima ta. Și Domnul Iisus Hristos spune: inima omului este atinsă de acest păcat, gânduri rele. Apoi continuă Domnul Iisus: preacurviile sau adulterul, săvârșit într-un mod fizic sau la nivelul minții. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, Domnul Iisus Hristos spune că păcatul acesta al preacurviei se poate sau poate fi înfăptuit chiar și numai la nivelul minții, uitându-te, poftind în inima ta, și ai și păcătuit. Apoi spune Domnul Iisus mai departe curviile, sau termenul din original este un termen care cuprinde tot ce ține de imoralitate sexuală. Ori și câte probleme sunt aici în vremea în care trăim. Și acest păcat este lipit de inima omului. Imoralitate sexuală. Uciderile, spune Domnul Iisus. Uciderile sub toate formele pe care le cunoaștem noi. Fie crimele de care auzim poate la buletinele de știri. Dar poate, slavă Domnului, nu este nimeni în locul acesta într-un astfel de caz. Dar tot la ucideri intră avorturile, intră ura care o ai față de semenul tău. Spune Domnul Iisus tot în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, dacă urăști pe fratele tău, ești un ucigaș. Dacă îl urăști. Și așa mai departe. Apoi continuă această listă, furtișagurile. Sunt atâtea tipuri de furt. O declarație falsă dată la stat, ca să plătești mai puțin impozit, mai puține dări, este un furt. Lăcomiile, lăcomiile, dorința aceasta de a avea, niciodată să nu fii mulțumit cu ce ai și niciodată să nu spui destul și întotdeauna mai mult, mai mult. Și mediul acesta sau filozofia aceasta materialistă în care ne desfășurăm viața, dacă vreți, ne dă o mână de ajutor în această privință și ne face să fim tot mai lacom și inima noastră niciodată nu o să zică destul. De ce? Pentru că păcatul este prezent acolo. Apoi spune Domnul Isus Hristos vicleșugurile sau răutatea manifestată în relațiile cu ceilalți. Răutatea manifestată în relațiile cu ceilalți, înșelăciunile sau șmecheria, cum spunem noi. Îl șmecheresc pe celălalt cu scopul de a avea un avantaj. Acesta este un păcat. Ochiul rău care se manifestă prin invidie, prin gelozie. Hula, care cuprinde acest spectru al păcatului cu limba, care poate fi blasfemie, injurii, calomnii și așa mai departe. Trufia sau mândria, nimeni nu-i ca mine. Și se vorbea și de dimineață despre acest păcat, care atinge din nefericire atâtea și atâtea inimi. Și Domnul Iisus Hristos spune, atenție la aceste păcate care sunt înăuntru vostru, sunt în inima omului. Rezolvați această problemă, pare că spune Domnul Iisus Hristos, și veți fi curați. Dacă nu rezolvați această problemă, toate aceste lucruri vă vor întina. Și nu în ultimul rând, încheie Domnul Iisus Hristos această listă cu nebunia. Nebunia, da, este un păcat, pentru că spune cuvântul că nebunul îl ignoră și îl neagă pe Dumnezeu. Și cine îl ignoră și îl neagă existența lui Dumnezeu, trăiește după cum vrea el, după standardele sale, după cum, eu știu, gândește el. Și tot acest tablou suncint este imaginea omului afectat de această problemă a păcatului. Păcatul din inima omului. Aș vrea să, la modul foarte serios, să spui această întrebare. Parcurgând această listă, te simți atins, te simți afectat într-un fel, măcar de unul din aceste lucruri? Atunci dăm voie să spun că ai o problemă. Ai o mare problemă. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27, spune cuvântul: nimic întinat nu va intra în ea, și se referă la cetatea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în cer, așa cum spunem noi. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. De ce spuneam că ai o problemă dacă sesizezi încă înăuntru dumitale că ai probleme cu păcatul? Pentru că acel păcat, spune Domnul Iisus Hristos, te va întina, te va face necurat. Și cuvântul spune foarte clar, nimic întinat sau necurat nu va intra acolo. Și atunci ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Este cel de-al treia idee pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață, și anume remediul sau rezolvarea la problema păcatului din inima omului. Vedeți dumneavoastră, sunt mai multe opțiuni. Poți nega și poți spune, eu sunt un om cum se cade, eu sunt un om bun, inima mea este bună, eu n-am probleme cu păcatul. Sigur, aceasta poate să fie atitudinea inimii dumitale, încercând cumva să combați ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus, însuși a spus, și anume că ai o problemă cu păcatul, cu aceste lucruri care se află în inima omului, care nu a găsit încă rezolvare la ea. Există și cealaltă, mai există încă o posibilitate, și anume să spui, Doamne, dar cred că nu doar eu sunt atins de această problemă a păcatului, este și cel de lângă mine, mai sunt atâția alți semeni. Cum o rezolvau ei, o rezolvau și eu. Dați-mi voie să vă spun să nu vă lăsați păcăliți de acest gând. Nu e așa? Bolnavul de cancer, când se duce la doctor și când îi spune doctorul, ai metastază, pe el nu-l încălzește cu nimic, îi spune doctorul, știi, dar nu te speria că în situația dumitale mai sunt vreo 10.000 de cazuri în țară. Schimbă cu ceva situația? Nu. Și va căuta acel bolnav, domnule doctor, dați-mi tratamentul cel mai bun, dați-mi soluția, dați-mi rezolvarea la problema mea. Și va căuta să-i rezolve problema. Tot așa ar fi înțelept din partea tuturora, ca, conștientizând că aveți această problemă cu păcatul din inima dumneavoastră, să căutați și să găsiți soluția pe care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu însuși prin Domnul Iisus Hristos, o pune la dispoziția noastră. Și anume, rezolvarea problemei păcatului din viața noastră este una singură. Și anume ceea ce spune cuvântul, sângele lui Iisus Hristos, curățește orice păcat. Acum aproape 2000 de ani, Domnul Isus Hristos s-a jertfit la cruce la Golgota pentru ca să frângă această putere a păcatului, să frângă această și să șteargă aceste urmări ale păcatului din viața noastră. Soluția nu este încercarea mea de a scăpa, pentru că oricât m-aș strădui, păcatul este lipit, spune într-o altă parte cuvântul lui Dumnezeu, nebunia este lipită de inima omului. Păcatul este lipit de inima omului și oricât aș încerca eu, prin propriile sforțări, să desfac, să scap de acest păcat, nu voi putea. Doar sângele Domnului Isus Hristos are această putere să mă elibereze, să mă scape de subrovia păcatului. Și nu doar va îndepărta efectele păcatului din viața mea, manifestările păcatului din viața mea, ci va spăla, va curăți, va înnoi pe deplin ființa mea și îmi va da o altă viață. Spunem noi deseori și folosim această expresie, naștere din nou. Prin naștere din nou căpătăm nu doar o altă viață, căpătăm și o altă inimă. O inimă care nu va mai conține în ea toată această listă pe care am citit-o aici, ci o inimă în care va veni Duhul lui Dumnezeu și va rodi dragoste, bucurie, pace, credincioșie, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor și așa mai departe. Lucruri deosebite, lucruri care într-un mod natural, într-un mod nativ nu se găsesc în om. Doar Domnul Dumnezeu poate face acest lucru dacă acceptăm soluția Lui pentru problema păcatului din viața noastră și anume jertfa Domnului Isus Hristos. Am beneficiat toți de ea? Poate că o cunoaștem toți, dar întrebarea mea este, am beneficiat toți de ea? Vedeți dumneavoastră, cel care, bolnavul care, eu știu, are o boală deosebit de grea, nu este suficient să cunoască care este leacul, care este tratamentul pentru boala sa, ci este nevoie ca să și-l însușească, să-l ia. Tot așa stau lucrurile și în ceea ce privește păcatul în viața noastră. Nu este suficient doar să cunoaștem, la modul general, să acceptăm cu mintea noastră doar că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcate și El poate rezolva problema păcatului nostru. Dacă nu-L primim pe El în viața noastră, El care are soluția la problema păcatului, doar El poate face ca această soluție, dintr-o soluție generală, să devină o soluție personală pentru fiecare dintre noi. L-am primit noi toți pe Domnul Iisus Hristos? A venit El în inima fiecăruia dintre noi, aducând curăție, aducând sfințirea sa? Toate acestea trebuie să se vadă prin viața noastră. Dacă în viața noastră încă se văd lucruri care țin de ceea ce am citit în versetul 21 și 22, tare probabil că a fost doar o amăgire și avem nevoie să ne naștem din nou într-un mod autentic. Avem nevoie să-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Avem nevoie să venim la cruce și să cerem de la El harul Său. Ca harul Său să-mi vină în viața noastră, să aducă eliberare, să aducă curăție, să aducă, dacă vreți, o inimă nouă și o viață nouă pentru fiecare dintre noi. Vrei o astfel de inimă? Vrei o astfel de viață? Cuvântul în această dimineață a încercat să ne atragă atenția la acest pericol care este înăuntru nostru, nu în afara noastră, și anume la această problemă a păcatului. Cum am rezolvat-o? Slavă Domnului și am încredințarea că marea majoritate din locul acesta am apelat la această soluție care este dată de sângele Domnului Iisus Hristos. Dar întrebarea mea este, toți am beneficiat de ea? Toți am apelat la ea? Dacă mai sunt suflete care încă au în inima dumnealor lucruri care le întinează viața, lucruri care îi fac să aibă atitudini și să adopte decizii greșite în viața dumnealor, îndemnul meu și al Scripturii în această dimineață este acesta. Veniți la Domnul Iisus, primiți-L pe El ca Domn și Mântuitor și El va aduce soluția de a scăpa și de păcat și de puterea păcatului din viața dumneavoastră. Amin.